Ion de Liviu Rebreanu. Personaje: Ion Pop al Granetașului, personajul principal, Zenobia, mama lui, Alexandru Granetașul, tatălui Ion, Florica, fata pe care o iubea Ion, Ana, viitoarea soție a lui Ion, Vasile Baciu, tatăl Anei, George Bulbuc, un tânăr harnic și bogat din sat care o iubea sincer pe Ana, părintele Belciug, Zaharia Herdelea, Maria, soția sa, copiilor Titu, Laura și Ghigi, Simion Lungu, un tânăr cu care Ion va intra în conflict. Personajul principal al romanului este Ion Pop al Granetașului, un tânăr ardelean din satul Pripas, harnic, dar frustrat de faptul că nu avea suficient pământ pentru a-și putea întemeia o familie. Deși fusese unul dintre cei mai harnici elevi ai învățătorului Zaharia Herdelea, totuși a preferat să renunțe la școală, căci iubea să țină în mână coarnele plugului. Romanul debutează cu hora duminicală din curtea Todosiei, văduva lui Maxim Oprea. Este un prilej pentru narator de a ne prezenta personajele, tehnică specifică realismului, pe care o vom identifica și în romanul Enigma Otiliei, unde personajele sunt adunate la o partidă de cărți. Încă de la început se poate observa ceva straniu în privirea lui Ion. Iubea o fată tânără și frumoasă pe nume Florica, dar, în același timp, fără să vrea, își îndrepta atenția către Ana, o fată destul de ștearsă, dar bogată. La un moment dat își face apariția printre săteni Vasile Baciu, care, aflând că Ion stă de vorbă cu Ana, fiica lui, îl jignește în văzul tuturor, catalogându-l drept sărăntoc. Această umilință îl va determina pe acesta să caute un prilej de a se răzbuna. La această idee contribuie și faptul că, a doua zi, în timpul slujbei, părintele Belciug îl numește capul tuturor relelor din sat, mai ales că acesta, cu o seară înainte, îl bătuse cu violență pe George Bulbuc, un fecior vrednic și cinstit, în urma unei altercații. Ion îi mărturisește lui Titu, fiul învățătorului Zaharia Herdelea, dorința sa de a fi alături de Ana, iar el îi sugerează că, dacă Vasile Baciu nu vrea să-i dea fata, să-l silească. În urma acestor vorbe, ticluiește un plan. Se apropie tot mai mult de Ana, încât o determină pe aceasta să-l primească la început în curte, apoi pe prispă, iar mai târziu în casă, astfel că, într-o seară, îi se dăruiește acestuia. Interesant este că, tocmai în seara cu pricina, își face apariția Vasile Baciu, dar, crezând că acesta este George Bulbuc, tânărul bogat care o curta și o iubea sincer pe Ana, nu reacționează nici într-un fel. George își dă seama că Ion a necinstit-o pe fată, așa încât încetează din acest moment să o mai viziteze. La scurt timp, Ana îi mărturisește lui Ion că a rămas însărcinată, iar acesta, pentru că și-a atins țelul, refuză de acum să o mai viziteze. În iarnă, sarcina fetei începe tot mai mult să se vadă, devenind un prilej de bârfă pentru femeile din sat. Însuși Vasile Baciu își dă seama de acest lucru, după simptomele pe care tânăra le manifestă. De aceea, merge la George Bulbuc pentru a-i cere socoteală. Tânărul își declară nevinovăția, spunând cine este cu adevărat tatăl copilului. La auzul acestor vorbe, Vasile Baciu se întoarce acasă și își bate cu violență fiica, încât nici vecinii nu reușesc să o elibereze din mâinile lui. Când Laura Herdelea îl mustră pentru indiferența sa față de necazul fetei, acesta declară că îi se pare firesc să o bată pentru ce a făcut. Vasile Baciu o trimite pe Ana la casa lui Ion, dar tânărul o alungă, fiind dispus să negocieze doar cu tatăl acesteia. Părintele Belciug și învățătorul Zaharia Herdelea încearcă pe rând să rezolve conflictul dintre cei doi, chemându-i în casa lor la discuții. Vasile Baciu nu este dispus să-și dea averea pe mâna tânărului, iar Ion nu dorește cu niciun preț să renunțe la o zestre considerabilă care să-l mulțumească. Interesant este că în tot acest timp cât au loc negocierile, Ana este ignorată în totalitate. Singurul care își amintește de ea este Vasile Baciu, care, după fiecare negociere eșuată, își bate fata cu brutalitate, găsind-o vinovată de întreaga situație. Până la urmă are loc nunta dintre cei doi. În aceeași perioadă se căsătorește și fata învățătorului, Laura, cu George Pintea, care în a 80-a scrisoare îi ceruse mâna. Deși inițial aceasta refuzase cu obstinație, sperând că Aurel Ungureanu o va cere în căsătorie, dar cum acesta pare că este chiar încântat că Laura urmează a se căsători, o face să realizeze că el nu ar fi avut niciodată intenția de a o lua de soție. Interesant este că Laura, deși se căsătorește cu mare rețineri, va realiza după nuntă că a fost cea mai bună decizie a vieții ei. Ana însă, deși se căsătorește din dragoste, va constata cu stupoare realitatea crudă.
La nuntă, vede cum Ion o privește plin de patimă pe Florica, drușca întâi, și realizează că a fost doar o unealtă în calea lui pentru a intra în posesia pământurilor. O scenă semnificativă este cea în care, într-o zi de luni, Ion merge pe câmp, îmbrăcat în strai de sărbătoare și sărută pământul, gest care cuprinde în el patima sau dragostea nefirească pentru pământ, care în mediul rural echivalează cu bogăția. Între timp, George se căsătorește cu Florica, iar Ion caută să se apropie de acesta pe motiv că dorește să-l sfătuiască cum să-și administreze mai bine averea, în realitate însă caută un prilej pentru a o revedea pe tânăra fată. După un timp, văzând Ion că Vasile Baciu tot amână momentul în care să treacă oficial pământurile pe numele lui, îi cere acestuia socoteală. Constată însă cu stupoare că acesta nu a avut niciodată de gând să facă acest pas, dându-le însă fără acte, posibilitatea de a-și alege orice pământ doresc și să-l administreze. Ion se simte frustrat și se infiripă în minte ideea că Ana și Baciu s-au înțeles dinainte pentru a-l păcăli. În zadar încearcă Ana să aplaneze conflictul dintre cei doi, căci este bătută cu violență. Din acest moment, doar așa se va desfășura firul vieții ei. În timp ce merge spre câmp pentru a duce mâncare soțului și socrilor săi, Ana își dă seama că a venit timpul să nască și, nemai având timp să se întoarcă spre casă, naște sub un nuc, ajutată de Zenobia, mama lui Ion. Lucrurile se așează căci Vasile Baciu, amenințat de un eventual proces, cedează legal toate pământurile, intrând pe ușă, așa cum spunea notarul, un om bogat și ieșind de acolo un om sărac. Totuși, Ion conștientizează că în viață nu este suficient să ai pământ dacă nu ai alături pe cineva care să-ți fie drag, de aceea continuă să o viziteze pe Florica în ascuns. În timpul acesta are loc în sat o întâmplare aparent banală, căciumarul Avrum se spânzură din pricina unor probleme financiare. În mulțime își face apariția Ana, care încearcă să se strecoare cât mai aproape cu scopul de a vedea privirea liniștită a spânzuratului, liniște pe care o căuta și ea. Această scenă, dar și replica lui Dumitru Moarcăș, o rudă de-a Zenobiei, care afirmă că dacă duci o viață bună, atunci și moartea e rea și coasă nu taiește chinuiește, o determină și pe ea să facă acest gest nechipzuit, sperând să-și recapete liniștea. Gândul ei sinucigaș este cauzat și de faptul că află de la oloaga satului despre escapadele lui Ion. Nici măcar plânsetele copilului nu o mai fac să se răzgândească. Când Zenobia intră în șură, o găsește spânzurată. La priveg, Ion simte privirea plină de reproș a socrului său și conștientizează că pământurile vor rămâne ale lui atâta timp cât Petrișor, copilul său, va fi în viață. De aceea începe să manifeste o grijă exacerbată față de acesta. După 2 săptămâni în care a stat în închisoare din cauza unei altercații cu Simeon Lungu, pe pământul căruia Ion intrase cu plugul, doar pentru că acesta a fost anterior al familiei sale, Ion se întoarce acasă și află cu stupoare că Petrișor este grav bolnav. Își bate mama cu violență, temându-se că ar putea pierde totul. Abia când învățătorul Zaharia Herdelea îi spune că el este de drept tutorele copilului, se resemnează și face toate cele necesare pentru înmormântare, fără a mai manifesta aceeași afecțiune. Acum, văduv și fără alte obligații, se simte liber să o recupereze pe Florica. Oloaga satului însă, un personaj enigmatic care se acioase pe lângă casa lui George, îi dezvăluie soțul înșelat ceea ce se întâmplă în lipsa lui. Acesta încropește un plan, încercând să creeze o diversiune, mărturisește soției și lui Ion că pleacă la pădure să aducă lemne, dar, inopinat, se întoarce acasă spre stuparea soției, care știa că Ion ar putea apărea dintr-un moment în altul. Acest lucru se și întâmplă și, când se aude portița scârțâind, George iese din casă, lovind cu putere de 3 ori pe Ion cu o sapă în cap. Cu ultimele puteri, acesta se îndreaptă spre un nuc, derulându-i se ca într-un fil întregul scenariu al vieții sale. Replica sa, mor ca un câine, dar și vorbele lui Vasile Baciu,
și a dori pământ, acum l-a săturat Dumnezeu de pământ, confirmă că oricine încalcă normele morale sfârșește tragic. Pământurile rămân ale bisericii, iar părintele Belciug, care la început îl numise capul tuturor relelor, îl consideră acum mândru creștin răposat. În paralel cu soarta țăranilor, apare și viața intelectualilor satului, în care sunt prezentate seratele din familia învățătorului Zaharia Herdelea și discuțiile acestuia cu părintele Belciug. Sfârșit.